7 foarte bine. Și mă bucur foarte mult că am șansa să debutez pe ringul profesionist pe data de 10 decembrie și neapărat vom aduce victorie. Este pentru prima dată când o să lupt pe ring profesionist. Am mers mult timp până la această luptă. Sunt mândru că particip la KFK. Adversarul meu este bun, pregătit. De la Thai Boxing. Pot spun doar să-i urez succes, lupt fără traume și stim în ring. Da, sunt urmă de 100 de metri de pregătire. Cred că până sâmbătă o să fiu 100% la maxim. Salutări adversarului meu, Andrei Terente. Din timp pot să programez la dentist că să repare dinți. Bună seara, în primul rând vreau să spun că eu am încredere în fiecare sportiv în parte, adică sunt la un nivel de pregătire foarte bun și pentru sportivii clubului Leon, competiția ca tare este o sărbătoare. Pentru ei este mai greu antrenamentul. Noi facem ca soldații din Imperiul Roman. Când era război, pentru noi era o bucurie, pentru că știam că numai luptăm și trebuie să câștigăm. Așa și noi suntem pregătiți pentru victorie, ca fiecare sportiv, ca fiecare campion. Despre Costa Rusu, la fel, el adică s-a pregătit foarte mult pentru lupta asta cu Terente. Și Terente tot este un adversar bun și credem că biruința va fi pentru acela care a muncit mai mult. Oleg Dilevski, Maxim Rusu, care sunt debutanți, la fel am încredere în ei și eu ies la această competiție încrezut, pentru că ei să lucreze la maxim. Adică dacă o să le fie greu în sală, o să le fie ușor pe ringul de lupte. Și data de 10 decembrie se așteaptă niște lupte frumoase. Avem 3 debutanți, Maxim Rusu, Constantin Rusu și Dilevski Oleg. Să vă spun cinstit de lupta lui Constantin Rusu cu Terente. Constantin are un secret și suntem încrezuți ca să arăte o luptă foarte frumoasă, spectaculoasă. Și invităm toți fanii, toți prietenii, toți amatorii de K1 pe data de 10 decembrie să vină, că o să fie un turneu de zile mari. Susținem luptătorii moldoveni. Asta e prima luptă mea în profesionist și am muncit foarte mult, mai ales ultimul an, ca să ajung până aici și sunt foarte mândru de asta. Un băiat cu o perspectivă, are poziția de luptă din stânga, adică e incomod, muncitor, disciplinat, sigur e rezultatul. Scoste ranș și тренировался, хороший парень. Ну, я тоже не простой. Заряженный и я. Будет бой хороший. Я за красивый бой. Я покажу, что кто лучше и кто готов. Да, сигур. Андрей Алтатор действительно экспериментат. И видим тут и позиция Делукта Денстинга. Am adăugat un pic de dinamică la maniera de luptă. Ne-am stărit să lucrăm primul număr. Suntem pregătiți, e bun și adversarul, e bun și Andrei. Va fi o luptă foarte interesantă. La data de 10 decembrie avem ultimul turneu acestui an, ca de obicei se petrece în Chișinău, Gala KOK. Va fi în premieră gala împărțită în 3 părți. Prima parte, vor avea loc 4 lupte, unde vor participa luptători începători. Vom vedea nume noi. Partea a doua, ca de obicei partea care este translată la canalul Fightbox, vom avea 6 lupte foarte interesante, lupte incendiare, luptători tineri, luptători experimentați. Și partea a treia va fi partea, cred că, cea mai importantă și mai interesantă. Vom avea Grand Prix Final 4, în categoria 85 de kg, unde vom identifica campionul. Cel campion, cel titular, care anul viitor
va cere luptă pentru cenzură. FIA presents KOK World GP 2016, the final show of the expiring year. Four of the best middleweight fighters, Daniel Alexandro, Stanislav Zanievsky, Igor Ljapin, Orel Ignat, super duels which will shake the world. Maxim Bolotov versus Igor Bugayenko, Sergey Morar versus Pyotr Voznitsky, Nikolai Karaush versus Bogdan Nastasi. One night, one ring, one champion. The 10th of December, Manege Arena. Details on fiat.md in partnership with Unitay.